Salutare, dragi tovarăși, răceala tonul de pace și bine ați dat click la un nou episod de The Forest. Hai să mergem prin peștera asta și am văzut pe filmare, de fapt n-am văzut pe filmare că m-am jucat și off-camera cu tovarășii mei, în fine, adică Bogdan și că vreo doi, așa. M-am jucat The Forest și am văzut că am trecut pe lângă un topor, nu era gen... cum e Modern X-ul, dar era aproape la fel ca ăla. Hai să-mi pun o cârpă pe ăsta să putem să o luăm înainte. Mi se pare că undeva pe aici ajungem și la groapa aia, cred. Cred, nu sunt sigur și... Stați. Cred că erau niște bagaje deasupra, dar având în vedere că am inventarul full, n-am nevoie de ele. Hai, du-te-n jos. Am fost ieri, deci cam cum filmez eu clipul ăsta, ieri am fost să-mi iau scutire și rețetă medicală să-mi zică și mie ce paracetamol îmi trebuie, așa. Poate n-a fost o coadă la dispensar, am stat de pe la vreo 10 jumate până pe la 1. Ai de capul meu. Bă, babe, dale am puțite, bă. Dracu, pot să miroasă babele halul ăla. Și erau babe ceva genul. Am venit doar să iau o trimitere, nu știu ce adeverință și nu stau mult. Cele care se înghesuiau și chiar și alea care erau la coadă acolo. Bă, era o babă aia. Până la urmă a început să vorbească la telefon și să țipe la telefon de nervi. Ale dracu, babe. Cum s-au făcut. Înconjoară biserica în genunchi, dar să stea în picioare în autobuz nu sunt în stare. E extraordinar. Deci am full cu toate astea. Nici nu mai știu ce să-mi craftiez. Ați auzit și voi? Da, dacă e un de la mare, m-am cam dus dracu. Este un telefon. Eu tot aud ceva, s-au auzit de afară? Cine știe? Ok, mi-e cam frică, sincer. De ce aud eu pe aici? Oare ce se află pe aceste scânduri? Ei bine, există o singură care de afla. Dispărtă! Ia bagă un suc. Mai combinăm așa o dată. Ok, văd că pe ei sunt niște frânghii, deci o fi ceva jos acolo. Hai să ce să spar cu altceva. Cu asta nu merge. Bă, dar oare cu asta nu îi sparge mai bine? Ia încarcă. Așa. Hai mă, aprinde-te, așa. Frânghie de pus la gât, medicamente. Și cam atât. Înseamnă că e ceva mare jos aici. Ceva mare și urât. N-am nici fraier gun-ul.
că e SEO-ul. Aaa, e de dinamitat aici, am înțeles. Păi am dinamită? Nici nu știu. Ciu-ciu dinamită. A mers așa? Hai că merge și cu explozibilul ăsta, e bine. Și mai punem unul. Mai dăm cu un explozibil. Are tata destul. Stai invers. Ai de capul meu. Ia o pastilă așa. Mai am? Mai am două. Și acum s-a apărut un jumpscare. Mă cac pe mine, efectiv, dacă... Ia dă-o... Hai să mai combin astea o dată. De fapt, mai arunc cu din astea. Ia uite cum vin. Ai de cap. Ful meu, ce mă fac, ce mă fac, ce mă fac? Aaaa! Ne, îs mort. Dăm molotov, nu știu. Hai de capul meu! Ok, cum căcat, mai plec eu de aici. Fugi, Ovidule, fugi! E chiar în spatele meu, așa-i? Nu-i de mine aici, nu. Fără flare gun n-am ce face. Mi-era bun flare gun-ul, că știți cum era, îi trăgeam și-l omoram. Nu, no, dar așa n-am ce face, n-am nici dinamită multă, că pe aia o pot arunca mai departe. Dar e nasol cu chargeria sau ce căcat or fi, că... Nu ți-au din armură, ți-au direct din viață și te termină. Nici explozibil nu mai am. Vai și amar de capul meu ce stadiu sunt. Atunci o să iau bagajele de sus, sau nu știu ce fac. Mai bine mă duc acasă și mai... fac din resurse. Ok, hai că eram pe cale să mor. Pot face un clickbait uriaș din expresia aceasta. Da, pe aici am venit. Ia mă, partea asta nu-i nimic. Dar nu-i nimic. Hai că pe aici n-am fost. Ce căcat se aude? A, cred că e un de la cu multe picioare în partea aia. No, no, n-am ce căuta aici, mă omoară ăștia. Da, îți dă ea mari pe aici. Singur n-am ce să le fac, deci chiar n-am ce să le fac singur. Când eram pe multiplayer, în pui mei eram minim 2, 2, 3 eram acolo și ne descurcam. Unul era o meală, celălalt doi dădeam în el. Ca surd un clopot.
Bagă un Snickers, du-te în pisici. Deci într-o parte e charger din ala, cum naiba e să o spune, în cealaltă parte... Bravo, Ovidule! Ești foarte deștept. Hai să vedem unde căcanuri târâ ăștia. Bag o pastilă. Inventarul mai am, nu? Îl mai am, e bine. Hai să încerc să mă duc la suprafață, că n-am ce căuta aici. Asta e clar. E mai clar ca, nu știu, ca... Hai, dă banii ăștia încoa. Ce-am luat? Compas. E, așa mai merge. Mapă! Ăla-i mă! Hai că n-am venit degeaba aici. Hai mă, dă-i foc. Iar trebuie să combin asta. Și bine că se aude apa aia cum curge pe acolo. Ia și mai mulți bani aici. Un cadavru. Stai că partea asta așa să mă duc. Deci văd că în partea este o coardă care duce în... O frânghie care duce în jos. Ei bine, eu prefer să mă duc în sus. Nu știu, am fost destul în catacombe și n-am de gând să mai îmi rup oasele odată. Bă, dar ce tare eram adineauri. Stăteam eu și ascultam pașii aia ce căcator fie, apoi mi-am dat seama. Stai mă, că stai de la cu multe mâini. Mutant din ăla sau cum... Rahat se spune. Asta o fi ieșire? Nu cred. Sau bada. Și m-a dat fix în... într-un sad al lor. În caz de orice. Fac asta. S-am pregătit. Cred că ar trebui să mă duc acasă. Vă ce ziceți? E o idee bună? Hai mai întâi să iau gușterul ăsta. Flare gun-uri, așa. Să mă duc și după... Ia, circuit, mă, așa. Și așa aveam multe alcoale. Cum era? De-asta, de-asta, de-asta și de-asta. Și încă o de-asta, așa. Pac, pac, pac. Ok. Da, o să mă mișc cam greu așa de unul singur și... S-a părut că l-am văzut pe unul. Ce mai pe aici? Full drink? Am inventarul plin de cola. Dinamită, mă. Uite, mă, dinamită. Exact ce căutam. Dai să beau tot și o cola și să spar o cutie din asta. Unde am mai sărit? Așa? Ia încă un laptop de spart. De fapt, i-am lecat tot de aici. Ce o rămâne aia, o mai trece eu pe aici și mai uita. Sau am full acum. Nu știu cât o fi. 10 maximul de cola ce pot căra sau... Da, ăsta e maximul. E, lasă-le aici. Dă încă cârpele. Hai să iau și bagajele astea.
Ia și sneakers mi-au dat, hai că e bine. De ce naiba ori avea ăștia mici de tenis aici, nu știu. Full și de sneakers. Păi cred că... Nici nu știu ce mai avea de luat aici. Cârpele se le mai au, stai să mă pe aici. Full drink. Ne, chiar n-am ce lua. Ah, ok, asta era o pasăre. Cred că mai bine plec de aici. Ar fi cea mai bună idee, că nu... Nu un loc prea... Stai că voiam să las un steag aici. Totuși. Dar ce, mă lasă ăștia? Așa. Hai o dată să arborez aici un stack și să plec. Să îl pun cu roșu de la Coca... Roz, mă rog, să semne cu Coca-Cola. Gata, hai că am plecat. Stai, în ce parte îmi sunt casele în direcția asta? Hai să mergem aici. Băi, e bine că mi-am luat dinamită măcar. Cred că fug acasă și bine că vine ăștia prin spate. Bă, dar ce viteză are asta de fuge așa în patru labe? N-are logică ce zic, știu. Ia uite aici o baltă, hai să facem... Voiam să zic, hai să facem pește. Sunt foarte inteligent de felul meu, știu. Dai mă că niște pești. Am full marigot. N-am full, da mă. N-am aloe. Hai să mai pun niște dinți pe ăsta. Așa, și-o păstrez. S-au pus dinții aia, da? Da. Eu am aproape la fel de mult damage pe asta ca pe asta, e bine atunci. Hai, dam spre casă să ne să găsim un adăpost. Data trecută am făcut ceva, acum mai nimic. Cred că arată de acolo ar trebui să fie casa acasă cu aia din copac. Oare mi-am făcut înăuntru sau în interiorul țarcului ăla, gardului ăla și... Aloe? S-a că am văzut aloe. Cine-i bă animalele ăla? Animal, era un canibal. Ia, am crezut că intrai într-o peșteră pe aici. Ce râs are ăsta? Bă, Ed, din Ed, de ce Edi, tu ești? Auzi, dă-i numai cum țipă. Da, jocul ăsta e mai frumos să joci multiplayer decât single. Am scăpat, sper că da. Mai ies pești, hai că mai ies. Cât eu mai avea de mers până ajung eu acolo? Ia, și aici sunt bagaje, nu știu dacă le-am desfăcut pe astea. Le-am desfăcut? Văd că le-am desfăcut pe astea. Am încăcatul ăsta mai am apă? Nu-i full. Să mi-l umplu când ajung la adăpost. Ce vreau să zic? Deci ăla pe care agăți o carne și ăla de unde pe eu apă ar trebui să le las în țarcul ăla, că afară nu, nu e prea bine ce fac.
Ia mă, pe mapă ce mi-arată? Punctul ăla roșu la mine sau... Nu, 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 nu. Ăla colorat e steagul? Mie mi-arată că mă... Mișc măcar. Nu înțeleg nimic. Între timp ia dăm cu ăsta. Așa. Să-mi iau și niște fructe de alea să le iau la îndemână. Cred că pe aici e, că da, dacă se vede efectul de la defrișare, înseamnă că am fost pa... Da. Aici e. La acum e de... Bă, 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 bă. Da, iepurele l-am prins, oare? Că știu... Știu că parcă pusesem o cușcă de iepuri. Tot n-am prins nimic în ea. Nu vede niciun iepure. Trebuie să mai fac și magazin din astea, că n-am destule. Ia bine că am un iepure acolo, măcar. A, văd că nu mi-au furat carnea asta. E bine atunci. Și n-am nici destule bețe să fac un foc. Hai mă, un băț. Nu găsești și eu pe jos pe acolo? Ce cum este iepurele ăla? Hai să fac un foc să prăjesc și eu ceva să am. A, cu și inventarul full. Ia să-mi umplu și ăla cu apă. Aoleu, am nasul înfundat. Ce să prăjesc, că nici nu știu. Pește aveam full, aia că prăjesc pești, nu știu. Bă, că am și carne de șupârlă. Bă, dar astea două sunt full? Văd că da. Apă e? Hai că e. Inventory, poc. Poc, bun. Și vreau în care să beau, hai că avem, e bine. Mai bine mâncam de dimineață, e, poate nu o să am ăsta, hungerul foarte scăzut. Bă, bă, semințe, ia să pun pe aici semințe. Nu, nu, așa, da, da, de-asta. Așa. Hai să mă urc. Du-te, 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 hai, bag. Poate nu pot să mă balas sub ce-și râde. Așa. Aoleu, cât mi-a scăzut ăsta. Hai că tot trebuie să-mi pun ceva prins. Ziceam că poate nu scade foarte mult. E, chiar mi-a scăzut foarte mult. Ce surprinzător, nu? Undeva în spate trebuie să fie și ăla flare gun-ul. Deci ăla o să-mi fie cea mai utilă armă. Hai că pun trei șopârle la prăjit și mă pun așa. Mă uit la asta cum arde. Da, n-am făcut nimic în clipul ăsta. De aproape, aproape la fel de puțin lucruri am făcut în clipul ăsta, cam câte am făcut și în această vară. Da, bine, poate că n-a fost așa dezamăgitoare vara asta când am făcut nimic. Poate am făcut vara trecută prea multe și de-aia. Posibil și asta, nu zic, nu. Oho, hai că am ăsta full. Las carnea asta aici. Ok. Pe mapă ce mi-arată? Ia să vedem. Deci... Stai, a, înseamnă că ăla mă aflu eu acolo, la, ăla cream că-i steagul, aha, deci unde e înfipt ăla? Acolo, ăla, boltul ăla, acolo sunt eu, ok, și sunt fix la marginea hărții. Ăla, flare gun-ul, îi pun undeva prin mijloc, mi se pare. Cum ajung eu în mijloc? Bună întrebare! Cum mă bat eu cu aia, o întrebare și mai bună.
Hai să mă bat cu ăștia atunci. Ar trebui să mai fac și un de-asta, un raft din ăla pe care să-mi țin toate porcăriile. Hai să mă bat cu ăștia. Și așa n-am ce face nimic mai bun cu viața mea. Arsă-te-ar focul și pe tine. Stai că mai ai unul pe undeva. Te duci, mă. Atunci tu ești și ars și plin de sânge. Măcar atâta s-a ars și eu. Ok. Undeva prin mijloc, cred că e, sau... A, mi-arată că e un sat aici în față, deci... Cu ocazia asta mai completez și eu mapa. Și satul să înțeleg că e ăsta. Am intrat în zona satului, deci... unde sunt containerele alea, sunt alea, cum se cheamă. De pentru circuit. E un sat aici, dar e... doar... pana mea. Ia totuși să vă arăt crocodilii. Hai că nu ajung eu acolo la... Fraier Gand, dar vă arăt crocodilii, în schimb. Ia uite cum vine. În haită, ca lupii. Se-am trântit unul pe ceafă și a căzut lat. Restul unde s-or fi dus, nu știu. Hai să mă bag un pic în apă să mă spăl de sânge. Așa. Bă, dar totuși... alcoale prin apă nu mai sunt, pe malul apei. Probabil că pe partea asta nu se găsesc. Dar mă uit un sat în partea aia. Ce zice mapa? Atât, bă, cât am ocolit. Că vine acum Freya, dăm cu acea arcul. În timp mai fac o dată asta așa. Acum dă arcul. Și hai să-i dau foc. Iar s-a buguit asta. Bun. Mi se pare că după dealul ăla pe acolo vine o baltă ceva și acolo sunt crocodili. E mișto că dintr-un crocodil ți-ai făcut full carne și... A, stai mă că suntem aproape, aproape de groapă. Acroape, au să nu-și spune, acroape. L-am răpus pe fraierul ăla. Pe acolo sunt crocodili. Să fiu antenă. Dar în schimb pe partea asta aici am ceva foarte interesant să vă arăt. Tada! Eu tema de to-do list, ok. Ia uitați și aici. Te-ai aruncat aici. Ești ca și mort. Și acolo jos sunt numai de-aia cu multe mâini și picioare și charger de-aia. Da, nu e un loc prea primitor ăsta. O să încerc eu cumva să-l explorez, nu știu.
Da, în schimb, nu-i niciun crocodil pe aici, totuși, că aș vrea și eu niște... Nu sunt... Era un crocodil prin partea asta, mai găseam. Oricum, jocul ăsta e mișto multiplayer decât acea single player. Da, văd că nu mi-apar crocodilii pe aici. Că erau crocodilii, testoase de apă dulce sau de... Ia, stai. Cred că era și flare gun-ul undeva prin zona asta. Parcă era și flare gun-ul. Dacă poate găsești și flare gun-ul. De cât ori am spus flare gun-ul episodul ăsta? Partea asta nu e, deci o fi pe partea elaltă? Cred. După hartă, nu reușesc să-mi dau seama. Am crezut că bolovanul ăla era o șopârlă. Fii în față! Să dea dracu dacă știu. Să-și dă se apropie și noaptea. Mă grăbesc naibii să-mi fac și una de post rapid ceva. Ce s-aud? Ai, cred că iepuri erau ăștia. Da, mă, uite aici. Hai mă, că nu mă înșală instinctul meu de supraviețuitor. Aici e capul al avionului și fix acolo e și pistolul de semnalizare, fryer gun, cum îmi place să zic. Hai așa, nuat, du-te, du-te. Pac! Ia, uitați-l, pac! Și așa ți-l încarci. Și acum avem frumos și flare gun. E, ne doare la brișc acum. Bun, păi închei aici atunci că nu prea mai am ce face. Astea stă vital de mâncare. În fine, păi închei aici că... Băi, eu mă mir că n-am murit acolo. Bine că am fugit, dacă era să mă bat, mă rupea aia. Katana mi-era bună sau nu știu. Sau... Old gun-ul ăla. În fine. O să mă duc eu acasă până la urmă să salvez și... Nu știu, cred că o să încerc să mă duc în peșteră sau... Mai caut arme, habar n-am. Da, dacă am flare gun-ul, cred că pot să... Ce să mă bag în grota acolo. Hai, eu vă las aici. Ciao, les.